din suflet, dragilor. Poate unii dintre voi veți veni miercuri la acest concert. Este concertul vieții mele, primul la Sala Palatului, în varianta solo. Și împlinesc 30 de ani de carieră, pe care îi sărbătoresc cu mare fast acolo. Un super show cu muzică, dans, cu costumați, super echipă. Și totodată vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut de-a lungul anilor, oamenilor din presă, care au scris și bune și rele, nu contează până la urmă. Iată-mă aici după ani și ani de zile, de pe vremea Andrei până în prezent, cu multă muncă, pasiune și dedicare și disciplină, că fără disciplină nu se poate. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Sănătate, fie mai importantă decât toate. Mulțumesc! Distracție plăcută în continuare! Mulțumim, Andreea Bălan, și la mulți ani în cariera ta! Continuăm, omul de afaceri, Nicușor Stame, președintele noastră. Premiul de excelență pentru cariera de 30 de ani în muzica românescă. Concertul anului în România, Povestea sufletului meu. Musical semnat Andreea Bălan, Copilul, femeia și mama. Un spectacol unic, o poveste despre viață și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare. Gata, a plecat satul la desene, atâta. A avut răbdare un pic și a plecat. Da, mulțumesc pentru premiul.